Bravo, tăiculeților! Bravo, nouă! 13 cu noroc, da? Am avut un pup sus fenomenal câștigător pe ziua de ieri. Felicitări celor care au jucat biletul, au jucat cota. Babană, bulan maxim, bulan maxim. Cotă pe pup sus câștigător ieri de 36.93. Win, 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 win. Spre prânz se făcuse chiar 40-43 din câte am văzut eu la băieți pe grup. Au pariat un pic mai târziu pe la prânz biletele trimise de mine și se făcuse vreo 40-41-42. Bestial sau ce? Marius Popa, Răzvan RZV, Marius Legend au jucat și pe ziua de ieri, mi-au comentat așa cum i-am rugat, cum v-am rugat pe toți de altfel. Să puneți comentariul cu hashtag joc dacă chiar jucați biletele așa cum eu le propun în fiecare zi. Deci măcar despre ei știu că e foarte posibil să fi folosit și cota asta de pup sus. Chiar și cu 2 lei au ieșit vreo 80 de lei frumoși, 6 cai frumoși, buget pentru zilele următoare, da, de joc. Măcar atât, măcar atâta lucru, dacă nu mai mult. Aceia dintre voi care totuși ați folosit niște mize mai cochete, mai babane, mai mari, chiar sunt curios dacă ați pariat, cum ați pariat, ce ați câștigat, ce cot ați apucat din pupsusul propus de mine de ieri, pe la ce oră l-ați pariat și cât a fost cota totală. Aș fi curios să-mi fac o idee despre ce și cum se joacă. Eu sper că le-ați jucat așa cum eu le-am propus. Dacă ați jucat pupsusul de ieri cu cota asta de 36+, ar fi minunat să văd un comentariu cu da, am jucat, da, am câștigat, să ne facem și noi impresie, da? Să rămânem și noi mai puțin proști. Ar fi fantastic să știu că în sfârșit au o utilitate câștigurile astea. Pupsusul a fost câștigător și sau pupjosul. Pupjosul a fost câștigător acum 2 zile. Iată că pe ziua de ieri se mai întâmplă, mai a adus la suprafață încă un câștig cu o cotă fastuoasă de 36. E bine, îmi place enorm, da? Dacă ne gândim așa succint că cineva de pe canal care, nu știu, are bănet pe capul lui, nu suferă cu finanțele, aparia cu vreo, să zicem, 100 de lei bilețelul ăsta, cred că a fost bine ieri, cred că a fost bine. Dar din păcate din astea 300, 250, 300 de vizualizări zilnice pe care le fac eu acum, prea puțin comentează, mult se uită tacit, las că vorbește prostul acolo 20 de minute. În regulă, vă mulțumesc și pentru asta, măcar vizualizări să facem. Vă mulțumesc pentru like-urile de ieri, comentariile de ieri, dacă jucați biletele și astăzi, băgați un comentariu cu hashtag joc, să am și eu habar despre voi, să știm unii de alții. Și prin comentarii să ridicăm clipul ăsta cât mai sus în algoritmii YouTube-ului și hai să navigăm rapid în ceea ce se întâmplă pe ziua de azi. Pentru că ghiciți ce? Și astăzi avem de pupat diverse chestii. Pup sus, pup jos și bineînțeles maleul fastuos al zilei. Da, pe această super cale, înainte să intrăm în bilețele, îi zic bun venit lui Sorin Constantin Sârbu, proaspăt de ieri intrat pe grupul meu privat de WhatsApp, hotărât să joace toate cele 6 bilete ale mele. Apropo de toate biletele, mă uitam ca fapt divers și mai puțin divers. Pe maleul de ieri s-au stricat, după cum știți și voi, 2 din 10, s-a amânat Beşiktaş. Pe biletul cheia, exclusiv particular, trimis individual membrilor din grup, s-a stricat un meci din 6, câte au compus biletul de ieri. Pe triumf s-au stricat 4 din 11, nici nu știu dacă să mai pun coduri aici într-un comentariu fixat la clip, că nu, totuși 4 suntem cam departe de adevăr. Dar cam așa s-a întâmplat, pe triumf s-au stricat 4 din 11, pe venirea mormanului, cel mai lung bilet al meu de ieri, s-au stricat de asemenea 4 din 13 propuse, 13 câte au format biletul venirea mormanului de ieri.
A fost cam binișor, da? Se putea cu mult mai bine, da? Măcar n-a fost extra rău cum este de obicei. A fost elegant. Mai vrem zile de astea, mai vrem pup sus cu cotă 36 verde, mai vrem și un pup jos cu o cotă de, uite astăzi are o cotă de 10.03. Să vedem ce ne aduce ziulica. Săptămână nouă, intrăm în treburi noi. Hai să zicem, pup sus, să pupăm ce e de pupat. Pup, sus. Are astăzi, Doamne, dacă ar redeveni câștigător și pe ziua de azi, dacă ne-ar readuce niște bani, ar fi monumental. Pup sus, 108.24, Machefai, Machenai, 108.24, n-a mai fost o cotă atât de vânjoasă cam de mult pe pup sus. Primul meci începe la 18, e același care va deschide și maleul. Românela Superliga mi-e atât de dragă, Doamne ferește. U Cluj în duel cu FC Argeș, mergem pe bilețelul pup sus în deschidere cu un 1 solist, o victorie de gazde, mizăm pe Universitatea Cluj. Mergem mai departe în pup sus cu Germania, Liga a 3-a, de unde luăm duel între 1860 München și Rot-Weiss Essen. Câștigă gazdele, mai băgăm un 1 solist pe bilețel, câștigă 1860 München. Danemarca, 1 punct division, divizia 1 de acolo, prezintă luptă între Sønderjyske și Vejle sau Vejle BK. Mergem în meciul ăsta pe o victorie de oaspeți, 2 solist băgăm pe bilet, câștigă Vejle, Vejle. Țările de jos, Olanda, Erste Divizii, adaugă pe pupsusul de astăzi 2 meciuri. Atenție mare la pronosticuri, pentru că pe maleu vom folosi niște alte pronosticuri. În pupsus mergem așa. La Jong Utrecht tineret versus Maastricht vom pune unul solist. Iar la Young Ajax, Ajax tineret versus Den Bosch, vom merge pe GGGG, ambele echipe vor marca. Atenție mare la pronosticuri pentru meciurile astea, pentru că ce vom pune pe maleu va fi diferit. Continuăm un pup sus cu Franța Național, unde se întâlnesc Nancy, Nancy cu Sedan Ardennes. Sedan Ardennes, mai pe românește așa, cert e că ambele echipe vor marca, meciul ăsta e pe toate biletele, cum a fost ieri Braga, Doamne, ce a fost la Braga, Doamne, Doamne, la... cum am luat noi pup sus așa la limită, după ce ne-a dus până minutul 90, până la încheiere, Manchester United cu un căcat mare praf, a venit și Braga cu două roșii, cu penalti ratat de Porcimonensi până în minutul 92, până a fost extraordinar. Se putea întâmpla o întâmplare. Deci, ieri am avut meci comun Braga, azi avem meci comun din Franța Național. Oare se întâmplă să dea ambele echipe câte un gol? Pentru că ăsta e pronosticul folosit pentru meciul ăsta pe toate biletele. Mergem pe un GG, both teams to score. Atenție mare, e ce vă recomand, ultra permanent eu aici și mereu. Atenție mare. Atenție mare. Columbia Primera A închide pupsusul de astăzi cu tăvăleală între Milionarios și Milionarios, da, Milionarios și Deportivo Pereira, cum vreți voi. Cert e că câștigă gazdele, punem pe bilețuc unul solist, ne bazăm pe Milionarios, pe gazde. Acesta este pupsusul de astăzi, 108.24, dacă ar mai ieși și asta verde, imaginați-vă că pariază cineva de aici de pe canal cu 100 de lei și iese cota, Doamne ferește. O donație ceva spre mine s-ar putea întâmpla. De exemplu și astăzi poate că s-ar putea întâmpla
Dacă vă arde cheful de vreo donație din nu știu care năzărire, aveți contul meu bancar Raiffeisen, chiar aici și în descrierea de clip. Dacă vreți să-mi donați, Doamne ferește, acum să zic eu nu. Abia aștept o donație, vă dați seama. Asta este susul și unde să mergem? Mergem în maleul zilei. Înainte să mergem în maleu, bineînțeles, momentul meu de vorbit despre grupulețul de WhatsApp despre care aminteam și la începutul episodului. Îi spuneam bun venit lui Sorin Constantin Sârbu, a intrat ieri pe grup. Deci avem, cred că suntem 8 acum, nu mai știu să număr, 7 sau 8. Ne adunăm, omuleț cu omuleț, facem treaba mare. Facem să fie bine. Cred că suntem vreo 8 în grup în momentul de față, ceea ce este extraordinar. Da, am un grup privat de, exact, WhatsApp. Eu fac acolo zilnic 6 bilete, 3 scurte, 3 lungi. Un bilet lung maleu și două bilete scurte pup sus și pup jos le ofer și aici zilnic pe YouTube. Atenție mare e ce vă spun mereu, toate biletele mele sunt grele și negarantate. Foarte riscant. Vă recomand să le jucați responsabil cu mize minime. E ce v-am zis eu dintotdeauna, nu cum fac alții. În grupul ăsta privat de WhatsApp ofer pe lângă biletul lung maleu al canalului încă două bilete lungi. Vă ziceam și mai devreme de ele că s-au stricat vreo 4 din 13. Venirea mormanului, cel mai lung și mai greu bilet al meu, care a fost cel mai recent câștigător pe 30 aprilie anul ăsta, cu o cotă verde de 1293 și triumf, un bilet puțin mai lung decât maleu. Vă reamintesc totodată că în aceea zi de 30 aprilie anul ăsta și biletul canalului, maleul ăsta de vi-l prezint în fiecare zi aici, devenea câștigător cu o cotă de 336. Deci în ziua aia am avut cotă de 1293 pe grup și cotă de 336 aici pe canal. Două bilete verzi. A fost bestie. Puteți vedea biletele exact cum au arătat atunci în episodul din 1 mai 2022. Duceți-vă aici pe clipuri, uitați-vă în arhivă să vedeți în episodul din 1 mai cum a fost toată treaba. Pe grup jucăm așadar în total 3 bilete lungi. Toate biletele mele sunt gata făcute în aplicația Superbet. Avantajul pe grup este că nu mai pierdeți timp să notați sau să căutați meciurile manual. Opțional, membrii din grup care doresc primesc de la mine individual și cele 3 bilete scurte, pup sus și pup jos, înainte să filmez clipul pentru YouTube. Și biletul ăsta cheia, ziceam mai devreme, că pe ziua de ieri s-a stricat un singur meci din 6. E un bilet test exclusiv cu 6 meciuri, încă îl mai testăm. Dacă începe să dea și el roade, îl păstrăm. Dacă nu, îl voi modifica. Dar se va păstra ca concept, cel puțin pentru o perioadă. Vă mai anunț eu dacă decid să scot de tot sau nu. Deocamdată el există. Înțelegerea pe grup e ca băieții să joace biletele mele zilnic, măcar cele 3 lungi, în mod obligatoriu. Să posteze capturi doveditoare pe care se vede miză, câștig potențial și să-mi doneze, atunci când rar se întâmplă un câștig, 10% din orice bilet verde. Rețineți că cine nu joacă zilnic, deci cine vine pe grup și nu joacă zilnic, nu-mi arată capturi zilnice, este foarte frumos și foarte corect, zic eu, exclus din grup. Nu țin lume pe grup care nu poate să joace zilnic. Nu puteți juca zilnic, mai bine stați aici pe canal că stați bine. Jucând doar biletele lungi din grup cu miză minimă 2 lei, înseamnă că vă costă 6 lei pe zi, ar veni așa, pe Superbet am judecat eu. Sunt băieți prin afară care joacă cu 2 euro, miză minimă cu 1 euro, miză fiecare cu ce poate, cu o liră, cu 2 lire, fiecare cu ce-i năzăre, da? Din funcție de buzunarul propriu. Eu fac socoteală pe mizele de la Superbet. Cu miză minimă 2 lei ar veni vreo 6 lei pe zi, 180 de lei pe lună de cheltuială. Vă încumetați cu al 6 lei să primiți în particular și biletele mele scurte. Asta ar însemna altă cheltuială în plus, alți 180 de lei, ar fi un total de 360 de lei pe lună minimum cheltuiți în acest caz, da? Să jucați toate cele 6 bilete. Aveți așadar o astfel de sumă de riscat fără să vă afecteze viața sau economiile? Vă aștept pe grup.
Detaliile de acces sunt puse și aici în descrierea de video, unde este prezentată și strategia mea de joc în 3 videouri. Uitați-vă atent la cele 3 clipuri să vă faceți o idee despre cum lucrez eu cu tabelul, cu sursele, care propun cote 2 și ce dracu mă mai jmenozez eu. Tristețea în ultimele săptămâni e că sursele astea din nou își fac hatârul să nu posteze sau să dispară cu totul. Pur și simplu proprietarul surselor, am de multe ori senzația că e doar unul singur și nu mai mulți, face să dispară parte din site-urile astea, așa că eu nu mai am ponturile respective în fiecare zi și asta mă deconcentrează și alienează total, pentru că trebuie să reinventez constant variante noi de joc și asta mă seacă, să regenerez căcatul. Mă rog, ne descurcăm cu variantele astea de joc deocamdată, sunt stabile, vedem ce se mai întâmplă cu ele. Puteți juca și din afara României. Iată că am băiat din Anglia, a venit ieri Sorin Constantin Sârbu din Germania și tot așa. Puteți juca și din afara României dacă aveți telefon cu Android, da? Sau similare. Samsung merge, cred că, și de pe Huawei, de pe Androidul de cade lumina sau mai stăm? Sper să nu mai cadă lumina. Dați-vă dreacu cu lumina voastră. Merge și de pe Huawei, Androidul de Huawei sau, mă rog, acum un nou sistem de operare botezat separat cei de la Huawei. Huawei, iOS, nu știu cum dracu. Să ne ierte Dumnezeu, nu le știu chiar pe toate. Cert e că merge pe Android, Huawei, dar mai puțin pe Apple. Setările de cloud nu permit instalarea aplicației superbe din afara țării și e o întreagă futere în cur la Apple, așa că nu îi pot ajuta pe cei cu Apple. Dar dacă aveți un Samsung prin casă, putem să ne descurcăm. Doar pe Android puteți așadar instala aplicația din magazin Play sau apps.superbet.ro, site-ul Superbet oficial pentru aplicație. O puteți lua și de acolo. Aveți nevoie de aplicație, rețineți, doar pentru a putea deschide biletele trimise de mine, link-urile cu biletele gata făcute de la mine. Nu vă trebuie cont, nu trebuie să vă faceți cont la Superbet, nu asta e ideea. Ideea e doar să puteți deschide biletele trimise de mine și să le vedeți. Să vedeți meciurile și să le căutați manual. Dezavantajul ăsta este, dacă nu sunteți în România, va trebui zi de zi să căutați manual meciurile pe site-ul vostru preferat din țara unde locuiți acum. Aveți nevoie de jumătate de oră, o oră pe zi pentru asta. Dacă dispuneți de timpul ăsta zi de zi pe la prânz, puteți veni cu mine pe grup și din afara României. Atâta vreme cât eu primesc capturile doveditoare că jucați zilnic, e cât se poate de irelevant pe ce site jucați, pe ce site vă faceți hatârul. Am băiatul ăsta din Germania, joacă pe un site care se numește Bet3000 sau ceva. Băiatul din Anglia joacă pe Bet365. Deci sunt fiecare pe ce îi place și pe ce are posibilitatea până la urmă. Că dacă sunteți în vreun orășel din Germania, Austria, Islanda, unde nu e chiar orice agenție împrejur, nu știu, și nu aveți cont online la vreuna anume, e mai greu să vă găsiți așa ceva favorit. Deci, voi știți. Am pe grup un membru care, joacă din Anglia și joacă, repet, pe Bet365. N-a avut nicio problemă în toată perioada asta de când suntem de câteva luni împreună. E anonimul ăla din Anglia care îmi donează permanent la orice câștig. Îi mulțumesc din nou. Mi-a trimis donație și acum la 3 dimineața. Respectele mele că e alături de mine tot timpul. Nu mă lasă să-i zic numele, dar e anonimul etern, da? Anonimul din Anglia, îți mulțumesc pentru suport și pentru încredere. Și le mulțumesc tuturor de pe grup că, iată, a fost ieri biletul ăsta pup sus câștigător. Cei care joacă individual în privat, dincolo de grup, biletul pup sus, au venit la mine cu donația de 10% și asta mă ajută. Nu neapărat colosal, dar esențial, mă ajută esențial să merg mai departe. Să am, de exemplu, bani de joc pentru săptămâna asta. Poftim. E ceva. Cum pun eu 12 lei pe zi, câte 2 lei pe fiecare dintre cele 6 bilete, gândiți-vă că se face o sumă, da? Făcurăm socoteala mai devreme. Ajung la un 360 de lei, chiar eu, pe banii mei, cheltuială. Deci, orice suport, orice formă de ajutor, orice formă de susținere e extrem de super important.
Vreți să veniți cu mine pe grupul ăsta unde jucăm bilete super periculoase? Vă aștept! Detaliile sunt în, de asemenea descrise foarte clar în subsolul clipului. Citiți atent și vedeți dacă vă interesează. Eu am poarta ușița la WhatsApp deschisă. Hai că ne-am divagat. S-a făcut vremea de maleu. Maleul zilei de 14 noiembrie 2022. Avem o cotă imensă, superbisimă, colosală, de 1067.11. 10 evenimente formează și maleul de astăzi, primul începe la 18. Deschidem maleul, cum am deschis și pupsusul, ziceam mai devreme, cu România Superliga. U Cluj au luptă mare cu FC Argeș, 1 solist, punem pe bilețel, mergem pe Universitatea Cluj, victorie de gazde. Turcia, 1.Liga, aduce tăvăleală între Sakarya Spor și Ceycur Rizespor. Câștigă oaspeții, câștigă Rizespor, mergem pe 2 solist, pe Ceycur, Ceycur, Ceycur Rizespor, victorie de oaspeți, 2 solist. Portugalia, Liga a doua, Mafra versus Leixões, 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 da? Mafra versus Leixões, Leixões, va fi un duel cu GG, cu ambele echipe marcând, punem pe bilețel GG. Fiecare echipă va marca măcar câte un gol. Germania, Liga a treia, adaugă meciul ăsta de la ți-au zis și pe pusus mai devreme dintre 1860 München, nu o să zic în germană 1860, că încrapă deja capul ăsta măricel. Da? Nu vreau să mi se fisureze chiar acum. 1860 München versus Rot-Weiß Essen. Mergem pe unul solist, pe victorie de gazde, câștigă e același pronostic ca și pe pupsus, câștigă 1860 München. Pe urmă Danemarca, divizia 1, Sønderjyske versus Vejle. Păstrăm pronosticul de doi solist și aici câștigă Vejle, Vejle. Și atenție mare, mergem la meciurile astea din țările de jos, Olanda, Erste Divizii, schimbăm pronosticurile. Pentru Utrecht Tineret versus Maastricht punem 2 solist, victorie de oaspeți, iar pentru Ajax Tineret versus Den Bosch punem 1 solist în loc de GG, cum am pus pe pupsus. 1 solist, victorie de gazde pentru Ajax Tineret. Am făcut niște reamenajări interioare, niște redecorări și redresări. Italia Lega Pro Serie C, continuă maleul cu Virtus Entella împotriva celor de la Cesena. Mergem pe 3+, o cotă curajoasă de 2.35, că se vor înscrie măcar 3 goluri în tot meciul, cel puțin 3 goluri în tot evenimentul. Over 2.5, over 2.5. Am văzut pe unele surse chiar între 0 și 2 goluri, e cotă de 1.70. Voi gândiți-vă ce faceți la meciul ăsta. Cum o dați? Eu am pus 3+. Eu vă recomand să rămâneți pe 3+. Acum, că ne ardem și în alte părți decât în cur, vom remarca. Irlanda de Nord Premiership vine cu tăvăleală între Crusaders și Ballymena United, Ballymena United. Și aici mergem pe un 3+, dar e o cotă de 1.40. Aici zic că se vor înscrie la greu golurile și te pomeni că fix aici se strică treaba. Prudență, mămică, prudență. Crusaders versus Ballymena United, 3+. Și închidem bilețelul maleu, tragem fermoarul cu Franța Național. Am zis că meciul ăsta e pe toate biletele. Dă Doamne să nu se fută futerea. Nancy, Nancy, au duel cu Sedan Ardennes. Sedan Ardennes, Sedan Ardennes. Ambele echipe vor marca. Vreau să marcheze ambele echipe ca să nu se strice căcatul. Ambele echipe marchează. Și așa se închide se închide maleul ca să facem cotă de 1067.11. Sfinte Sisoie. Păi dacă iese asta...
Și nu-mi donează nimeni, închid canalul. Și am ajuns la pub jos. Pup josul are o cotă umilă, sublimă, frumoasă, micuță, modestă, drăguță, de 10.03. Primul meci începe la 19. Israel, Liga Lumit, Liga Națională de acolo, aduce tăvăleală între Hapoel Kfar Saba și Hapoel Nof Hagalil. Câștigă gazdele, mergem pe unul solist, câștigă Hapoel Kfar Saba, câștigă găzduții. Pe urmă luăm meciul ăsta din țările de jos, Olanda, Erste Divizii, despre care ați mai auzit și pe Puf Sus și pe Maleu. Young Utrecht, Utrecht tineret în luptă cu Maastricht. Păstrăm pronosticul pus și pe Maleu de doi solist. Mergem pe victoria celor de la Maastricht și închidem cu Franța Național, Nancy versus Sedan Ahden, GG, ambele echipe vor marca. Ferească Dumnezeu să nu se marcheze din ambele direcții la meciul ăsta din Franța, să se fută toată treaba și m-am chinuit aici cu pronunții până mi-a prezint o venă în cap. Ferească Dumnezeu, sper să fie bine. Vă mulțumesc extrem pentru tot, pentru tot, pentru tot, pentru faptul că rămâneți alături de mine. Pentru că veniți și pe grupul privat tot mai mulți, că îmi comentați cu joc la fiecare episod, îmi dau seama că jucați practic. Vă mulțumesc pentru like-uri, vă mulțumesc pentru vizualizări, dați grupul ăsta și grupul inclusiv, dați canalul ăsta mai departe, asta vreau să zic, dați canalul cât mai departe să ajungă la cât mai multă lume, să știe cât mai mulți despre ce se întâmplă aici și așa, să jucăm biletele astea împreună în fiecare zi și când vine un câștig de la Marili, uite cum de exemplu, ieri a fost destul de drăguț, o cotă de 36, cine vă dă vouă, mămică? O cotă de 36 verde în luna noiembrie. Hai că ne-a ieșit. Când se întâmplă cu un bilețel din ăsta magnific și mai ales pe Maleu ne concentrăm, când o fi să fie, să luăm în masă niște bănuți și să fie distracția legendară cel puțin, da? Acolo vreau să ajungem. Hai să fie bine. O nouă săptămână de sforțări, de scremeri, de degețele în găozel, poate că vom avea norocele. Hai baftă! Ne reauzim!